Bună ziua, numele meu este Tudor Niculescu Mizil. Sunt interpret și profesor de chitară clasică. În anul 2010 am absolvit Universitatea Națională de Muzică din București. În anul 2012 am terminat programul de masterat din Maastricht, Olanda, în specializarea chitară clasică, iar în anul 2016 mi-am definitivat studiile doctorale în stilistică interpretativă. În momentul de față sunt profesor de chitară la Școala Gimnazială de Arte numărul 5 din București. Am avut bucuria ca în anul 2008 să particip la concursul muzicii maghiare, unde am reușit să mă clasez printre laureații acelei ediții. Un concurs de altfel foarte bine organizat și deosebit de valoros. M-am gândit în această perioadă în care cu toții avem nevoie de liniște și de o gură de oxigen, să vă prezint una dintre piesele pe care le am în repertoriu, și anume Fantezia Ungară de Johann Caspar Merz. Este o piesă de factură romantică în care se evidențiază, pe de o parte, contrastul de caracter dintre diferitele secțiuni ale piesei și mai ales virtuozitatea interpretativă. Vă mulțumesc, mulțumesc Centrului Cultural Maghiar pentru frumoasa inițiativă și doamnei Bara și vă doresc audiție plăcută! Thank you.
Salut! Mă numesc Adrian Harabaru. Sunt originar din Republica Moldova. Actualmente susțin diploma de doctorat la Louisiana State University din Statele Unite ale Americii la violoncel. Vreau să-mi exprim recunoștința față de Institutul Cultural Maghiar din București, deoarece prin dragoste, dăruire și profesionalism contribuie la evoluția artei muzicale interpretative. Festivalul Muzicii Maghiare inspiră și promovează tinerii muzicieni. În anul 2013, la ediția nouă, am fost onorat cu locul 2 și posibilitatea de a interpreta un concert la Institutul Cultural Maghiar din Bratislava. A fost o deosebită plăcere și binecuvântare să susțin acest concert alături de mult stimata doamnă doctor Dana Bădoi. Vreau să mulțumesc organizatorilor pentru oportunitate și solidaritatea de care dau dovadă în aceste momente de cumpănă. Vă doresc tuturor gânduri bune și sănătate trainică.
Bună seara! Mă numesc Cătălin Răducanu și sunt foarte bucuros că pot vorbi cu voi pe această cale. De obicei, în luna mai, participam la Festivalul Muzicii Maghiare, unde am fost laureat de 3 ori și am avut recitaluri la Budapesta, Roma și Paris. De pe urma acestor experiențe, am reușit să progresez foarte mult ca muzician, să fiu mult mai deschis cu publicul din punct de vedere al emoțiilor transmise către aceștia prin muzica pe care o cânt. Și țin să mulțumesc foarte mult organizatorilor acestui festival și să salut cu multă căldură pe domnul director și pe doamna Bara. Vă îmbrățișez! Thank you.